Tema dezbaterii de astăzi este Cernobâl, adevăr și adevăruri. Ce ne propunem este să evocăm tragedia de acum 3 decenii exprimată în acest cuvânt sec, Cernobâl. Cuvânt care poate astăzi multora sau unora nu le spune prea mult. Cum ați caracteriza într-un cuvânt ceea ce s-a întâmplat la Cernobâl? Eu s-o cut că asta e cea mai mare catastrofă în secolul 20. Catastrofă sau dezastru. Dezastru care a fost provocat este mai mare decât ne puteam închipui. A fost un eveniment devastator care nu a lăsat lumea să-și trăiască viața așa cum și-a trăit-o. A schimbat-o radical. În primul rând, tânăra generație trebuie să cunoască istoria, să cunoască faptele adevărate care s-au petrecut în țară. Într-a doilea rând, ei trebuie să fie educați acasă, în școală, în obște. Consider că este un eveniment foarte important, care trebuie să-l cunoaștem din punct de vedere istoric, deoarece ne-a afectat chiar și pe noi. Am aflat foarte multe lucruri noi, pe care nu le știam. Știam în general foarte puțin despre această catastrofă. Consider că este foarte important ceea ce am discutat astăzi și ar trebui să cunoaștem, deoarece accidentul de Cernobâl a avut un impact foarte major în istoria omenirii și a avut impact asupra populației Republicii Moldova. Și populația tineră ar trebui să cunoască toate acestea. În primul rând, pentru cei de vârsta mea, este o informație utilă, știm cum să ne protejăm și ce înseamnă toată chestia asta. Am aflat că a fost un număr de 3600 de persoane care, în nume din Republica Moldova, au prin plan consecință, o simt consecință. Și am aflat cum acționează diferite țări la această problemă. Noi ne-am obișnuit, când am generațiile care am studiat istorie, de a vedea, știți, numai fapte de eroism. Dar de sacrificiu niciodată nu a spus nimeni. Deci aceste lucruri, când le aducem elevilor în față și când le vorbim, ce a însemnat Cernobâlul pentru omenirea întreagă, a fost un gulag, un gulag adevărat îl putem numi. Un om informat, un om protejat. Și în caz că, Doamne ferește, se întâmplă aceeași catastrofă încă o dată, să fim mai precauți, nu ceea ce s-a întâmplat acum 30 de ani, să acționăm un fel, un pic altfel și, cum s-a dat exemplu de la Hiroshima și Nagasaki, să fie o catastrofă care să influențeze nu o viață întreagă, 3, 4, 5 generații, pentru că asta se transmite ereditar.